În care trebuie să zâmbim frumos, pentru că o avem alături de noi pe doamna doctor Cristina Obreja, stomatologul nostru preferat din această zi de joi, și o să povestim mai multe lucruri, pentru că întrebările dumneavoastră pentru un zâmbet perfect vin una câte una. Să rămână, doamna doctor! Bine v-am găsit! Ce tip de implant dentar, întreabă o doamnă, să aleg? Sunt foarte multe variante de implanturi dentare. În România acum cred că mai mult de 250 de branduri pentru care poți opta. Numai că, în general, e bine să te gândești că în corpul tău acel implant, practic, el devine parte din corpul tău și atunci e bine să alegi ceva de calitate și să nu te uiți întotdeauna doar la preț, pentru că pacienții au tendința să aleagă ce e mai ieftin. Ce e mai ieftin nu înseamnă că este și cel mai bun, mai ales în stomatologie. În viața, în general, întotdeauna ce e ieftin e și bun. Da. Da, exact. Și atunci există și implanturi mai ieftine, și implanturi medii, ca și preț și ca și calitate, și implanturi de top, bineînțeles. Depinde ce îți dorești. Acum, dacă ar fi să fac o recomandare, aș spune că un implant de zirconiu, care este un material cu grad înalt de biocompatibilitate, ar fi o alegere ideală. Bineînțeles că și prețul este pe măsură, dar merită, având în vedere că nu ne punem implanturi în fiecare zi. Și este investiție pe termen lung. Exact, în, da, sănătatea, și în sănătate și în estetica noastră. Da. Deci zirconiu, am notat. Altă persoană, dacă am parodontoză, pot să-mi pun implanturi? Da, într-adevăr, în parodontoză există această problemă că se distruge osul. Bacteriile care produc parodontoza în timp sapă și efectiv mănâncă, distrug osul. Și atunci rămâi cu mai puțin os disponibil pentru noul implant. Însă există variante prin care se mai poate reconstrui os. Ideal este să nu așteptăm foarte mult ca parodontoza să avanseze și, bineînțeles, să o și tratăm. Deci întâi se tratează parodontoza și apoi se pune implantul, pentru că bacteriile respective pot afecta și implantul. Bun, e clar acum. Avem și alte întrebări. Tot cu parodontoză. Aceeași persoană, dacă am parodontoză, pot să-mi fac albire dentară? Albirea și parodontoza nu au nimic una împotriva alteia, adică ideal este, bineînțeles, întâi să-ți tratezi parodontoza și să rezolvi, să o stopezi, dacă practic asta e ce se poate face. Și, bineînțeles, dacă vrei, poți să-ți faci o albire dentară. Recomandarea mea ar fi să se facă o albire dentară cu laser, pentru că este eficientă și cea mai puțin invazivă, nu distruge smalțul, este mult mai ok decât celelalte variante clasice. Deci răspuns final, una n-are legătură cu cealaltă, puteți dacă trata parodontoza, exact. Dar poți să faci și albirea între timp, da, dacă te exact mai gândești. Foarte, foarte frumos. Iarăși, azi e cu parodontoza, vedeta e parodontoza. Mereu e vedeta. Mereu este vedeta parodontoza, știți foarte bine. Care este cel mai bun tratament pentru parodontoz? Altă persoană, deci deja eu treabă aici. Este destul de problematică parodontoza la români, pentru că se pare că un procent foarte mare, 8, chiar 9 din 10 români au o problemă gingivală, indiferent că e vorba de gingivită sau de parodontoză. Și de aceea e un subiect fierbinte pentru români. Se poate trata, asta este ceva ce trebuie știut, pentru că până acum ceva vreme se considera că parodontoza nu are leac și că trebuie să aștepți să spice dinții și să spui o proteză la final. Ei bine, lucrurile au avansat, avem și noi o tehnologie mult mai bună. Deja așa, în clinicile noastre folosim laserul dentar pentru tratamentul parodontozei de aproximativ 7 ani. Oho. Și tratamentul se numește Bioparo, este un tratament unic în România, care folosește două tipuri de lasere dentare cu două lungimi de undă, diodă și erbium, care elimină bacteriile, că aceste lasere sunt bactericide, deci elimină bacteriile care produc boala, sunt antiinflamatoare și vaporizează țesuturile infectate de sub gingie. Super. Și reușim în felul acesta să eliminăm inflamația și să stopăm evoluția bolii. Perfect! Ei bine, o întrebare pe care orice român și-o pune. De exemplu, aseară aveam senzația că îmi pulsează o măsea. Am luat un medicament care începe cu A și se termină tot cu A, că îl aveam prin casă, am avut noroc. Dar întrebarea românului care este? E bine să ai un antibiotic dacă mă doare un dinte? E bine, în general, să nu luăm antibiotice dacă nu există o
rețetă din partea medicului și în, cel puțin în stomatologie, nu prea mai este la modă să se prescrie antibiotice. Adică avem alte soluții acum care să ne ajute și să nu mai trebuiască să folosim în exces antibioticele. Bineînțeles că nu e cazul să luăm antibiotice așa de capul nostru, să facem automedicație. Dacă ne doare un dinte, cel mai bun lucru este să mergem la stomatolog și cel mai probabil lucrurile se vor rezolva ușor cu un tratament de canal, da, doamna, și fără antibiotic. Cristina, dar dacă mă apucă la 12 noaptea? Un antiinflamator, un antialgic, adică un medicament împotriva durerii, dar nu un antibiotic. Ce am luat eu? Începe cu aia, se termină cu a, da? Acum nu știu ce ai luat, dar... Am înțeles, n-am voie să spun că după aia trebuie să vină cu banii ei. E foarte bine. Bun, n-am luat antibiotic în orice caz. Okay. Deci am fost cu minte. Se poate folosi laserul dentar pentru tratarea cariilor? Da, și în clinicile noastre îl folosim cu mare succes. Oamenii deja au început să cunoască această tehnologie, nu mai e ceva așa, wow, un OZN despre care nu știe nimeni nimic. Există tehnologie care permite să se curețe caria fără să se fisureze smalțul, fără să se ia din dinte mai mult decât trebuie, pentru că laserele sunt minim-invazive și selective. De asemenea, laserele sunt bactericide, omoară bacteriile din cavitatea care urmează să primească plomba și atunci riscul să faci o carie pe lângă sau pe sub e mult mai mic. Și plus că are marele avantaj că este mult mai confortabil. Adică nu este la fel de dureros ca atunci când te tratezi cu freza și nevoia de anestezie este mult redusă. Celebra frezei de domeniul trecutului, bănuiesc. Ei, nu putem spune chiar așa, pentru că nu toate clinicile dispun de această tehnologie, fiind ceva destul de costisitor. La voi, la Life Dental Spa, lucrurile astea e rezolvat, da? Da, în clinicile freza noastre, da. Este amintirea cu... Este fragment din amintiri din copilărie, nu de Ion Creang. Ce se întâmplă? O altă întrebare, iată, foarte multe întrebări pentru invitata noastră. Ce se întâmplă dacă tot amân să îmi îndrept dinții cu aparat dentar? Asta o întrebare și pentru părinții, apropo de copii, când trebuie să facă. Și noi ne-am gândit la treaba asta acasă pentru Tudor, de asta cred că e o întrebare foarte importantă. Da, am observat oricum că părinții sunt mai atenți cu copiii lor și cu partea asta de aparat dentar decât cu ei, dar asta e ceva bine știut. Ideal ar fi oricum ca și părinții să-și rezolve problemele ortodontice dacă ele există, dar bineînțeles în copilărie este mult mai eficient aparatul dentar decât în perioada adultă. Pentru că încă se așează sau... Pentru că încă este în creștere. Copilul, maxilarele lui sunt încă în creștere și atunci e cumva mai ușor să îl aduci într-o stare de armonie din punctul de vedere al mușcăturii. Da, noi în mod normal ar trebui să avem dinți perfect aliniați, cu arcade perfect simetrice, așa suntem noi creați din punct de vedere genetic. Din fabrică. Da, din fabrică așa ar trebui să fim. În realitate, în 20 de ani de când lucrez cu pacienții, nu știu dacă am întâlnit câțiva care chiar să aibă dinții drept și mușcătura corectă. Majoritatea oamenilor au dinții strâmbi și este suficient ca un dinte să fie strâmb și tot aparatul ăsta masticator să nu funcționeze corect și apar la nivelul dinților abraziuni, fisuri, fracturi, chipping, adică ceea ce numim noi că se ciobesc dinții, dar mai mult decât atât, datorită presiunilor, interferențelor și tensiunilor care apar între dinții care se lovesc altfel decât ar trebui, apar retracții de os și retracții de gingie, ceea ce în timp poate slăbi dinții și se poate instala și chiar și o parodontoză. Deci se pot pierde dinți din cauza unei mușcături defectuoase, plus că mai dau mușcătura defectuoasă dă și niște probleme la distanță, la nivel de coloană, la nivelul, chiar și la nivel de bazin, de genunchi, de glezne, lucruri la care nu s-ar gândi nimeni. Fizioterapeuții se gândesc și de obicei trimit pacienții, după ce îi îndreaptă, îi trimit și la ortodonție să-și pună aparat. De care aparat? Am mai văzut, apropo de aparat dentar, unele sunt din plastic, altele sunt din metal, așa. Care e recomandarea medicului? Uite, eu acum, în timp ce vorbesc cu tine, port un aparat dentar. Nu se vede deloc. Da, știu. Este un aparat transparent, sub formă de gutieră. E ceea ce numim noi aligner. Aparatul invizibil este aparatul pe care l-aș recomanda oricui. Începând cu vârsta de 12 ani, se poate pune și la adolescenți. M-ați convins. Nu se poate la copiii mai mici. Și bineînțeles, mă rog, mai sunt unele situații în care încă mai apelăm la aparatul clasic cu brackets, dar în general acest tip de liner este mult mai recomandat și ideea este că e foarte...
acționează foarte blând cu dinții, nu ai dureri. Dacă n-aș fi trecut eu prin asta, probabil că aș fi zis așa din cărți, dar eu chiar sunt la final acum și urmează să îl îndepărtez și chiar n-am simțit când a trecut timpul, nu m-a durut deloc, a fost totul foarte ok. Da. Bun, ce se întâmplă dacă am însă să-mi pun un implant dentar după ce mi-am extras un dinte, întreabă altcineva. Asta se întâmplă foarte frecvent la români, pentru că din motive diverse, de frică, de parte financiară și așa mai departe, oamenii își extrag dinții și rămân fără nimic acolo. Ori dinții ceilalți care rămân încep să migreze, da. Dezechilibrează mușcătura. Găsesc loc și se mută, da. Exact, da, se tot mută, dezechilibrează mușcătura și apar tot felul de probleme, mai ales că în timp, dacă osul respectiv nu este susținut de rădăcina dintelui sau de un implant, începe și se tot resoarbe. Și la un moment dat, când vrei să faci, să mai pui un implant acolo, nu mai ai în ce o să pui. Și atunci se complică foarte tare lucrurile. Ideal este imediat după extracție să urmeze și implant. Bun, încă două întrebări în minutele pe care le mai avem. Se poate folosi de la o mămică laserul dentar și la copii? Da, sigur, putem să tratăm cariile la copii cu laserul dentar și facem asta în clinicile noastre. Nu are nicio contraindicație nici la copii, este foarte ok și pentru femei însărcinate, putem să tratăm carii și în sarcină fără niciun risc. Este, zic eu, instrumentul ideal pentru tratamentul cariilor și la adulți și la copii. Bun, acum o să vă rog să terminăm cu ceva mai fin, așa, să terminăm cu arome. Ce pastă de dinți recomandați? Nu-mi dați firme, dar spuneți-mi de care, ce să conțină, că sunt 1 milion de paste de dinți acum. Cu așa, cu floride, nefloride, de cu mentă, fără mentă, de toate. Da, pentru că clinicile Life Dental Spa sunt o rețea de clinici de stomatologie biologică laser. Așa. Asta înseamnă că ne interesează foarte tare și aspectul acesta legat de cât de prietenoasă este pasta de dinți cu microbiomul din cavitatea noastră orală. Microbiomul înseamnă acea populație bacteriană care ne menține echilibru și ne menține sănătoși. Și prin pastele de dinți convenționale, mai ales dacă ele conțin detergenți, coloranți, conservanți și așa mai departe, spumanți și ce mai conțin ele acolo, deranjăm acest microbiom, se dezechilibrează acest raport între bacteriile bune și cele rele, încep cele rele să se dezvolte și așa apar cariile, gingivita, parodontoza și așa mai departe. Și atunci, ca să nu deranjăm microbiomul și să-i păstrăm echilibru, indicat este să folosim paste de dinți cu ingrediente naturale. Există acum pe piață, se pot comanda și online și în magazine, deci nu e o problemă să găsim așa ceva. La fel și apele de gură. Dacă nu avem de unde să cumpărăm, putem să ne preparăm singur o apă de gură folosind ulei esențial de mentă, punem 5-10 picături într-un pahar cu apă, ne clătim și este suficient. Pentru că uleiul de mentă e dezinfectant, antiseptic, antibacterian, e suficient. Minunat! Doamna doctor Cristina Obreja, unde vă găsește lumea? Acum se face coadă după întâlnirea noastră. Să știi că chiar așa s-a întâmplat după celelalte întâlniri. Știu, de asta suntem prieteni de atâta vreme. Da, exact. Clinicile Life Dental Spa sunt în număr de 16 în București și în mai multe orașe din țară, în Cluj, în Iași, în Pitești, în Sibiu, în Craiova, în Constanța, Arad, Oradea, mai multe, dar Timișoara, probabil că am mai sărit unele dintre ele, sper să nu se supere colegii mei pe mine. Social media bănuiesc că se găsește. Da, da, pe Life Dental Spa, oriunde, pe Facebook și perfect. Pe mine, Dr. Cristina Obreja, pe Facebook, pe Instagram, peste tot. Da. Mulțumim foarte mult, a fost doamna Dr. Cristina Obreja, un zâmbet, așa cum este și meseria, îi mulțumim foarte mult, doamna doctor, un zâmbet frumos.